Și era 128, totul supra 2, totul supra 2, și fiecare era scrisă ce făceai tu la aceea. Simplificai pe 2 cu 128, hai să spunem pe cealaltă. Stricai egresiuni. Și tu pe mine blocate. Iată că acest întoarce-o, acest întoarce-o era atât de important, era, dacă vrei, mezul egresiunii. Că în clipa în care stricai simplificarea lui 2 cu 128, gândeam să împar pe toți numărătorii cu 2. Ca să împarți toți numărătorii cu 2 la 2, trebuia să scoți pe 2 în factor. Asta era forma de a spune că împărțim pe toți. Că scăpăm de 2, dar îl punem ca factor comun. Deci aș spune că numai... Cum să împarți toți numărătorii la 2? Era imposibil. Egal e egal. Egal mai departe. 2 pe lângă. Că la mulțirii, 2 ori 1 face 2, stai mai. 2 ori 1, 2. Asta a fost ascunsă. Scoaterea în factor comun. Deci, să recunoaștem că un moment important a fost acesta. După ce te-ai dus pe culoarul ăsta cu dânsul lui Gauss, înlocuirea lor însemna calculul elementar. 1 supra totul pe 2. Mulțim pe prima, 1 cu a doua inversată. Și ajungem aici. Exact. Esențial. Iar simplificarea te depărta de greșițiu, te blocai. Și iată ce ai fi spus aici. Am făcut corect tot ce a trebuit, dar nu m-am mai descurcat mai departe. Că simplificările însemnau 128, 64, nu știu ce, 150 și simplificatele făcea 30, 75 și deja ești blocat. Abia scrierea asta, al doilea moment foarte important, scoaterea în factor comun, îți dă libertatea să te duci la suma cunoscută. Suma aceea cunoscută de noi. Da? Unde sunt termeni consecutivi. Și această sumă este 1 pe 128 minus 1 pe 500 12. Da? Și calculul zice, cât de frumos tot este. Mergi de 3 ori, simplificăm tot. Asta e rezultatul. Deci, notează și tu, momente importante în calcularea lui B. Momente importante în calcularea lui B. Momente importante în calcularea lui B. 1. Ce a însemnat 1? Calculul sumelor Gauss. Deci primul moment. Calculul sumelor Gauss. Și scrie acolo unde tu sunt. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus. Plus N. Să o zicem în general. 1 plus 2 plus 3 N egal cu N pe lângă N plus 1 pe 2. Formula generală. Da. N pe lângă N plus 1 pe 2. Al doilea moment. Întoarce. Întoarce fracțiile, de fapt. De fapt. Al doilea moment. Întoarcem fracțiile, cum am zis eu în limbajul ăsta, calculul. Adică împărțirea. Da. Da? Al treilea moment important. Deci, al doilea a fost calculul. Al treilea moment important. Scoaterea lui 2 în factor comun. Scoaterea lui 2 în factor comun. Pentru a ajunge la o sumă calculabilă, nu? O sumă elementară. De acum, elementar e ghilimele spus, că știi tu să o faci. Asta a fost eu în trei momente. Mă, dacă plecăm de la ghișițul cu aceste lucruri clare în sufletul nostru, atunci nu mai avem nicio emoție, da? Bun. Ștergem pe B, că l-avem rezultatul la B. Dar ca să clarific aceste lucruri, ai văzut cât am insistat? Pe fracție, ce supraetajări și tot făcut acolo.
Deci eu nu m-am despărțit de tine până când nu m-am asigurat că ție ți-e clar toate chestia aia întoarce. Da? Întoarce fracția. Dar vă rog, împărțit 1 la 3 pe 4. Mulțipi 1 cu 4 pe 3. Așa se întoarce, îmi scundea, fă, împărțirea, mă, pe scurt. Da. Hai să ne ducem la A egal B. Dă-mi o idee. Am putea să scoate în câteva faptul comun. Da, deci să scoate în câteva. Dar nu s-ar întâmpla. Mare lucru. Da. Ei, lasă, cine făceam de astea? Știu. Mai făceam, ce șmecherie făceam. Trebuia să găsim un grupaj de numere. De câte 200, de câte 300. Asta când arătam ca să se împarte exact la nu știu cine. Da. Când ne-am spunea să se arăte că se împarte exact, dar aici trebuie să o calculăm efectiv. Păi, dacă știm că 2 la 2 plus 2 la 2 plus 2 la 1, păi nu-i plus 2 la 1. Ori 2 la 1. Așa. Plus 2 la A 1. 2 la 2 la 2. Dacă ar fi, dacă am scoate pe 2 la 2 în factor comun, ar fi 1 plus 4. Plus... Deci, tu propui să scoate pe 2 la A 2 în factor comun, da? Da. Eu zic, merg pe mâna așa. Egal cu 2 la A 2. Doar pe lângă. 1, 2 la 1, adică 2. 1, este clar, te lăbați 1 la 2, da? 1 plus. Așa, 1 plus. 2 la 1, adică da. 2, da. Plus 2 la, plus 4. Lasă 2 la 2. 2 la 2, plus 2 la 3, da. Plus puncte, puncte, plus 2 la 50. 2 la puterea, așa să fie. Nu. 2 la 98. Asta mai. 2 la 98. 2 la 98. Ar fi 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8. Unde scrie 1 plus 2? Dar nu știu cât de 2 la 98. Vrei să aflăm? Nu. Păi atunci. Aici 1 plus 2 plus 4 plus? 8. 8. Cealaltă? 16. 16. Și vrei să aflăm pe 2 la 98? Nu. N-am luat foarte mult timp. Nu foarte mult timp. Eu nu vreau să scriu. Este enorm. Pun foarte multe cifre. Nici nu pot citi. Că 2 la 7 a făcut 128, 2 la 8 a 256, 2 la 10 face 1024. Da, nu știu. 1024. Ori 1024, ori 1024, ori 1024 de 10 ori. Nici n-am putea să-i spui calculatoare. Da, tocmai eu nu mai poate. Trebuie să vedem cum putem să scriem pe 2 la 2, pe 2 la 3. Dacă am mulți relația asta ca cu un 2, hai să începem să mulțim cu un 2. Ah, da, 2 e magic. Deci luăm din nou și scriem. A egal cu, așa a fost, A egal cu 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus puncte, puncte, plus 2 la 100. Și mulțim egalitatea asta cu un 2. Și atunci rezultă că 2 la 3. Adică ce? Egalitatea. Ce rezultă? Echivalent. 2 la 2. Adică egalitatea egală. Egalitatea, că nu poți spune egal.
Egalitatea înseamnă spirit și membru sunt și membru drept. Adică de la două. Adică? Dacă mulțim ceva, uite, am așa. 2A. Păi doaie, asta e esențial. 2A. Deci 2A. Da, egal cu? 2 la 3A. 2 la 3A. Plus de la 4A. Așa. Plus de la 5A. Plus puncte. Plus 2 la 101. 2 la puterea 101. Și în față cât ar fi? 2 la 100. 2 la puterea 100. Uite cine erau și spune-mi tu ceva. Dacă nu știu să cădem în 2 la 101. Păi 2 la 101 stă acolo de aiurea, nu? Da. Îți strică jocul. Hai să ducem în partea ta. 2A egal cu 2A. Deci vine 2A. Echivale. 2A egal cu 2A minus 2 la 101. 2 la 101. Egal cu 2 la 3A plus 2 la 4A plus 2 la 5A plus 2 la 5A plus 2 la 100. 2 la 100. Uită-te la A și observă ceva. Pe mine lipsește un 2 la 2A. Să-l adunăm, la primii membri. Da. Deci adunăm 2 la 2. Și atunci ce devine exercițiu? 2A. 2A minus. Plus. Plus 2 la a doua. Sau ce vrei să spui? Ai tu o idee. Dacă este... Da, da. Nu, am vrut să fac o chestie și mi-am dat seama că e o greșeală gravă și după aia am încă de corijare. Păi, asta am așteptat mea. Deci 2 la a doua. 2 minus 2 la 101. 101. Vrei să spui că e 2 la 99. Asta vrei să spui. Da. Păi dacă ai fost împărțire, atunci se scade exponenții. Aici, e cam mai departe cu 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus puncte puncte plus 2 la 100. Așa. 2A plus 2 la 2 minus 2 la 101 egal cu A. 2A. Plus 2 la 2, minus 2 la 101. Egal cu A. Egal cu A. Echivalent. Scadem A. Exact. A plus. A plus. 2 la 2. 2 la 2 minus. 2 la 101. 2 la 101. Egal cu. 0. Da. Echivalent. Noi pe A trebuie să găsim. Da. Egal cu 2 la 101, 2 la 102. Trebuie să găsesc au care e. Da, bă, din relația asta scădem un cu 100 pe A. A egal cu cine? Dacă aș pune A egal cu 2 la 99 plus... Când ar fi așa? Când ar da? Fi înmulțire. Deci când ar da 2 la 99? Ca A să fie 2 la 99 plus da. 2 la 2 minus 2 la 101. Deci dacă ar fi așa de așa, A egal A plus... Nu e greșit. A plus... 2 la minus, minus 2 la 101, 101 împărțit la 2 la 2. Atunci am face scăderea și ar face 2 la 99. Așa se împart două puteri, da. În baza scădem exponenții. A. Și atunci ar fi 2 la 99. Da. Dar așa aici. Noi nu avem așa ceva. Deci, alta e situația. Deci, cu cine este egal la 1? Cu ăsta minus ăsta, mă. Da. Păi da. Deci egal cu... Mă, aici ce faci? Egal cu 2 la... Deci aici A egal cu 2 la 101
Minus 2 la puterea a 2. Că ducem ăsta cu minusul plus și ăsta cu plusul minus. Da. Iată că l-am găsit și pe A. Deci au 2 la 101 minus 2 la... Găsi valoarea lor. Care a fost momentul foarte important? Hai să vedem în calculul ăia. Când trebuie să înmulțim cu un 2. Asta e foarte. Am mulțit cu 2 peste tot. Da? Da. Și atunci elimine ieșițiul. Hai să vedem, A ori B ar trebui calculat. Da. Deci A ori B de aici. A ori B. Egal cu A l-am găsit acum. Și 2 la puterea 101 minus 2 la 2. Tot ori. 3 supra 2 la 8. 3 supra 2 la 8. Și egal mai departe. Deci A ori B. Aici, dacă ar fi să facem calculul, n-avem decât posibilitatea să scoatem un 2 la 2 în factor comun. Da. Și deci cât ar veni? 2 la 2. 2 la 2, pe lângă 2 la 91. Deci 101 face 2 la 99. 2 la 99 minus 1. 1. Ori 3, 3 totul supra 28. 2 la 8. 2 la 8. Da, 2 la 8. Și 2 la 4 cu 2 la 8 simplifică. Da. Face 2 la 99. 2 la 99. Minus 1. Ori 3. Ori tot ori 3. Da. Totul supra. Totul supra 2 la A 6. 2 la 6. Și 2 la 6 cât face? Dacă 2 la 7 face 128. Da. 2 la 7. 64. Da, 64. Ei, trebuie să arătăm că 2 la 99 minus 1 se împarte la 64. Deci ori 3 acela supra 64. Da? Deci 2 la 99 2 la 6 minus 3 se împarte la 64. Cu alte cuvinte, cine a fost A-ul? Ăsta de aici. Deci A-ul trebuie să arătăm că se împarte la 64. Dacă n-am strecurat vreo greșeală și eu până aici n-am văzut greșeală, atunci trebuie să ne întoarcem în ieșițul de mai sus. Să facem grupajele de așa fel, încât să putem să arătăm că totul se împarte, A-ul ăsta se împarte la 64. Da. Da? Deci asta era deci tehnica. Sunt câți termeni? Păi sunt de la 2 până la 100. 99. Deci dacă ar fi de la 2 la 0, ar fi 101. Da. 2 la 0, 2 la 1. Deci sunt 98. 99 sau 100. Ia să mai vedem. 99. Ar veni 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 2. Deci lipsește la 1 la 100 ar fi 100 de termeni. Da. Lipsește 2 la 1. Deci sunt 99. 99 de termeni. Da. Și trebuie să facem grupajele aceste, să vedem dacă sunt parte la 64. Deci asta ar mai rămâne de făcut. Dar hai să vedem dacă lucrurile au stat clar aici când am avut așa ceva de calculat. Da. Deci, ce anume trebuia văzut? Că mulțim cu exact cât e baza de aici. Cu 2. Și mulțim cu 2 apărând 2A-ul. Și 2A-ul am căutat să vedem cum se încorporează A-ul în interior. Da. Am sesizat că se întâmplă 2 la 101 trebuie dus în partea cealaltă. Îi lipsea și un 2 la a doua. Am adunat și am scăzut un 2 la a doua. Am adunat și am, în ambii membri un 2 la a doua. Și am construit astfel pe A-ul respectiv. Și în final am scos pe A, ca valoare. Repet, e ieșițul acesta. Dacă este așa cum este aici, mai avem treaba așa de făcut. Da. Dacă este vreo greșeală,
că aș fi așteptat să vadă, să meargă foarte bine la simplificare. Atâta vreme cât am avut... Și de la, mă uitam acum, că a spus că trebuie să facem perechi, 2 la 2, 2 la 6, de 64. 2 la... Deci dacă am vrea, n-am putea să facem perechi. Deci 2 la cât? A 6, de 64. Așa. Deci 2 la 6, 2 la 6, 64. De la 2 la 6 încolo, poți să scoți pe 2 la 6 afară. Deci, de la 2 la 6, plus 2 la 7, da? Da. Să scoate 2 la 6 în faptul. Da. Ar fi 2 la 1. Deci, din 2 la 6 pe lângă. 2 la 6 pe lângă. 1 plus 2 la 1 plus 2 până la 2 la câta? La 100 minus... 100 minus 6? Da. 94. Și ai 2 la 6. Deci ești cu bucata asta, ești sigur că se împarte. Cu asta nu. Dar acum mai bucata din față, dacă se împarte. Deci pe care bucatul ai? 2 la 2. 2 la 2. Plus 2 la 3. Plus 2 la 4. Plus 2 la 5 la care trebuie să muncești, să vezi dacă scoți în 64. Păi 2 la 5 este 32. Nu. Mai întâi scoți un 2 la 2. Care face cât? 4. 4 plus 8. 4. Pe lângă 1. 4 1, pe lângă 1 plus 2, 2 plus, plus 2 la anterior, ia, 2, plus 2 la a, 2, a, a doua, așa, plus 2 la a treia, da? Că am scos 2 la 2. Da, de la 2 am făcut, am scos. Ei, și 64 cât face? Noi la 64 pe care. 4, 16. Păi, hai să vedem. Scop pe 2 la 2 în factor comun. A spus un 2 în plus, cred eu. Cred că am pus un 2 în plus. E 2 la 3 este. Da. Și mi-a apărut 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3. Da. Și cât face? Cât? 4 ori 1 și cu 2 3, 3 și cu 4 7, 7 și cu 8 15. 4 și cu 8 aici, nu? Da. Deci 1 și cu 2, 15. 3, 7 și cu 8, 15. Trebuia să-mi dea 16 și atunci eram pe felie. Da. Este o greșeală în exercițiu. Da? Este o greșeală în exercițiu. Ori noi avem o greșeală pe undeva. Da. Dar din tot ce am făcut, dacă n-am strecurat o greșeală, după simplificarea aceasta, mi-a rămas 64 ăsta, da? Și 64 acesta trebuie să-l pot simplifica. Dacă de la 2 la a 6 încolo sunt sigur, bucata asta trebuie să mai fie. Da. Și ea nu. Deci ea are o slăbiciune, ieșițiu, adică fie că am început... Mai nu, nu. Uite, el aici începe așa. Da. Ai 2 la 3 plus 2 la 3. Și eu am zis că nu poate să repete 2 la 3. Am zis să repete 2 la, de la 2 la 2. Da. Deci ele, așa e dat așa. În și 2 la 3 plus 2 la 3. De 2 la 3. La 3. Cum venea? Poate în condițiile în care 2 la 3 ăsta lăsăm izolat și începe suma de aici, atunci merge. Dar eu ce am făcut? Din cauza că se repeta 2 la 3 de 2 ori, am zis că e o greșeală de tipar. Da, și a spus 2 la 2. Și am pus 2 la 2 ca să calculez suma aceea. Da. Da? Deci, tehnica de lucru este clară, asta cum am făcut-o noi. Da. Este o greșeală de tipar, unde s-a greșit, nu pot să spun imediat. Și e important cu cine am ales noi aici. Cu ordine efectorului operațiilor. Deci prima parte aceea cu ordine efectorului operațiilor algebră. Deci hai să vedem sinteza orei. Întoarcerea. Deci sinteza orei. Ce am spus la sinteza orei? Calculul sumei Gauss. Operații cu numere raționale am văzut da. Aici. Da. Sinteza orei. Deci avem operații. În Q, da. Semnele la algebră,
Adică Q și pozitiv și negativ. Q complet. Numere raționale. Am văzut operații în Q, am văzut toate astea. Ordine efectuării operații, nu? Efectuării. Operațiilor. Întoarcerea fracției. Aici când întoarcerea fracțiilor înseamnă împărțirea două fracții. Da. Apoi a mai fost ce? Scoaterea în comun. Factor comun. Comun. Sume Gauss. Da. Și calculul unor sume speciale. Da. Calculul unor sume, calculul unor sume de cele în care alternează acolo, da? Sume oscilante, adică ghilimele oscilante, în sensul că plus, minus, plus, da. Minus, da? Acolo se vede termina semnă. La revedere, dragilor! Să nu uitați să dați like, share, să vă abonați la propriul meu. La revedere! La revedere!